Un bărbat în vârstă de 42 de ani din Miroslava a decis să își pună capăt zilelor într-un mod dreptul șocant. Ieri după amiaza, acesta s-a deplasat în zona Canta, iar în momentul trecerii trenului Iași-Bacău a sărit în fața garniturii. În urma impactului violent, corpul bărbatului a fost târât pe o distanță de 200 de metri. De asemenea, locomotiva a suferit probleme tehnice. Cadrele medicale ajunse la fața locului au constatat doar decesul bărbatului. Corpul acestuia fiind practic sfârtecat după impact. Acesta este a doua sinucidere în acest mod în județul Iași, în a treia zi de Crăciun, un tânăr de 20 de ani din din satul românești a sărit în fața trenului Iași-Pașcani.